După dușul rece suferit în runda anterioară, 0 la 4 la Gurașuții, voința Vișina pare că nu se mai regăsește. Roșalbaștri au înregistrat cel de-al doilea semieșec pe propriul teren, sâmbătă în confruntarea cu FC Brezoaiele, terminată la egalitate scor 1 la 1. Chiar dacă ar fi reușit să se impună, voința Vișina ar fi staționat în clasament pe poziția 9. Una destul de onorabilă dacă se are în vedere că este nou promovată la acest nivel fotbalistic. Totuși, iubitorii sportului rege din localitate se așteptau ca Verde și compania să mai bifeze o victorie în campionat, lucru ce le-ar fi fost la îndemână, însă jocul etalat a lăsat de dorit. Pentru Voința Vișina a marcat Remus Ion, iar pentru oaspeți Marinași. Roșalbaștrii se pregătesc pentru jocul din etapa viitoare din deplasare cu Progresul Mătăsaru, un joc în care pornesc cu prima șansă la victorie. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a 14-a din campionatul județean de fotbal Liga a 4-a Dâmbovița, cât și clasamentul la zi, sunt următoarele.